La mână, amiotrofia este precedată de cele mai multe ori de o slăbiciune în timpul folosirii mâinii. Dar cel mai grav este atunci când pacienții scapă obiectele din mână. Există multiple cauze de amiotrofie sau atrofie musculară, iar eu îți voi prezenta două dintre cele mai frecvente. Amiotrofia de nerv median este un pic mai greu de observat. Mușchii eminenței tenare se topesc. Amiotrofia de nerv ulnar este mult mai ușor de observat, dar este mult mai gravă. Se pot vedea mai multe grupe musculare care se subțiază chiar până la dispariție. Mâna dobândește un aspect specific de grifă ulnară. Cum evoluează, cât de periculoasă este și cum trebuie tratată, poți afla accesând vita.ro.